cuvânt al lui ca la un moment dat să putem să încheiem un legământ în apa botezului. Însă o cânta tinerii cântarea aceasta și spunea că e alegerea noastră. Noi ca oameni în viață facem foarte multe alegeri. Unele mai bune, altele mai puțin bune. Însă va veni un moment în viața noastră când nu noi vom alege momentul ăla. Chiar dacă am vrea. Știți care este momentul ăla? Momentul morții. Fetele astea au ales astăzi să vină ele aici să mărturisească că sunt gata pentru momentul morții când Dumnezeu îl va hotărâi. În această zi o citit fratele Gelu aici un pasaj din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu, Cartea Sfântă care a lăsat-o Dumnezeu pentru noi oamenii. Să luăm aminte la dânsa. Cei care aleg să asculte de ea, într-o zi vor fi în Împărăția lui Dumnezeu. Și-a prezentat aici Cuvântul Domnului un om care a avut o poziție foarte înaltă. Și în această zi, cu câteva scurte cuvinte, aș dori să putem să ne uităm, să vedem cine poate să-l împlinească pe om. Cine poate să-l bucure pe om. Ce înseamnă fericirea pentru un om muritor. Pentru că toți oamenii, de când se nasc și până ajung mari, mai ales toți domnule, spun, domnule, vreau să fiu fericit și nu e o dorință rea. Eu una am putea spune, domnule, normală, necesară. Și toți caută de dimineață până seara să se trudească să poată să fie fericiți. Și spune cuvântul Domnului că aici era un famen, adică un om care nu s-a căsătorit și așa erau vremurile istorice în vremea respectivă, acum nu știm, ori s-au născut, ori l-au făcut famen, dar era un om care era în slujba împărătesei Candace, era un om care era un ministru de finanțe a vremurilor noastre, nu era un oarecare om. Și omul ăsta a căutat ceva, a căutat împlinirea sufletului lui, a căutat sensul vieții și era famen și avea bani, avea o poziție înaltă, să fie lângă împărăteasă. Noi când vine un om muritor pe acolo, ne bucurăm și noi când a făcut o poză cu un trecător, cu un azi într-o funcție, mâine nu mai este. Și omul ăsta era un famen la o împărăție puternică la vremea respectivă. Era în Africa, în Cornul de Aur, într-o țară binecuvântată acolo. Și omul ăsta nu știu de unde, dar l-a căutat pe Dumnezeu. Interesant este că a fost chiar că foarte interesat de Dumnezeu ca să-și împlinească fericirea vieții lui. Noi de multe ori și ce spunem, domnule, dacă am niște bani, dacă am o mașină, ne-am făcut și o casă și mai am și o muncă bună, îs fericit. Nu poți fi fericit pentru că nu asta este adevărata fericire. Și famenul ăsta, contrar funcției lui care o avea, contrar bogățiilor care avea, contrar facilităților care le avea acolo oamenii la dispoziția lui, omul ăsta nu s-a mulțumit acolo, spune, auzi, dacă Dumnezeu ăsta există undeva, știu eu, undeva departe prin cer și există un Dumnezeu undeva, să vină ăsta să-mi spună și mie, să-mi vorbească. Omul ăsta a zis că există în Israel un Dumnezeu adevărat. Nu era un Dumnezeu ca Dumnezeul etiopenilor, care se închinau la fel și fel de icoane, la fel și fel de statuete, se închinau și sub copaci, credeau și mai mult, pentru ei toți erau Dumnezeu acolo. Și omul ăsta, famenul ăsta, nu știm identitatea lui. Poate a fost israelit, poate nu știm, nu facem, nu ne permitem să facem speculații. Însă, înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că omul ăsta a auzit că la Ierusalim, într-un loc, acolo poți să te întâlnești cu Dumnezeu. Și omul ăsta, famenul ăsta, au căutat să-și împlinească viața lui ieșind din zona în care era. Nu a așteptat acolo, cum mulți oameni din zilele noastre spun, domnule, dacă există Dumnezeu, se va să-mi bată și noi într-o zi în geam. Însă ar putea să ne bată Dumnezeu într-o zi în geam și cine spune, dă-mi sufletul care ți l-am dat, să ai grijă de el. Și atunci va fi prea târziu pentru tine. Dar famenul a anticipat momentul ăsta și a spus că el nu vrea să fie surprins de Dumnezeu să spună, auzi, dă-mi sufletul nepregătit. A vrut să-i dea lui Dumnezeu sufletul pregătit. Și momentul ăla a lăsat munca lui, a lăsat tot ce a avut acolo și s-a dus. Riscurile care s-au expus, s-au dus acolo să-l caute pe Dumnezeu. Interesant este că s-au dus într-un loc în care l-au auzit că este Dumnezeu. Și au crezut că dacă intră într-o clădire, au crezut că dacă intră acolo într-o construcție mai impunătoare și ar fi trebuit acolo, nu l-au întâlnit pe Dumnezeu acolo. Și ce ar trebui să facă, cred că noi de multe ori, domnule, ai mers într-o zi la biserică și, domnule, n-ai simțit nimic, n-ai auzit ăștia, nu ai adevărat ce zic, ăștia n-are cum să fie adevărat. O dau și ei cu virgulă. Însă famenul a făcut o chestie interesantă. A luat o parte din cuvântul lui Dumnezeu. Spune că a luat cartea prorocului Isaia. A luat numai 66 de capitole care le avem noi acum. Noi avem mult mai multe. Și a luat cartea aia și chiar dacă nu l-am întâlnit pe Dumnezeu acolo, interesant a fost și a spus, Doamne, eu chiar vreau ca Tu să-mi vorbești. Eu vreau ca Tu să te ocupi de sufletul meu și să-mi dai ceea ce n-am găsit în Etiopia, ceea ce nu mi-a oferit poziția mea financiară, ceea ce nu mi-a oferit poziția mea socială, ceea ce nu mi-a oferit bogățiile mele, eu vreau ca Tu să-mi dai. Și omul ăsta a fost interesat de Dumnezeu pentru că din tot ce avea în lumea lui, nu îl împlinea nimic. Și a fost un om foarte interesat. A fost interesat de Dumnezeu, dar știți cum? Sincer. A fost un om interesat ca să-și rezolve problema sufletului lui, pentru că noi toți de aici
avem un suflet pus de Dumnezeu în viața noastră. Și când stăm în picioare, încă avem posibilitatea să rezolvăm sufletul nostru și famenul, o conștientizat treaba asta. Interesant este că o lua și cuvântul lui Dumnezeu și a început să citească. Nu înțelegeam mai nimic pe acolo, citea ca pe o carte de istorie, cum citim de multe ori și noi istoria de Nicolae Iorga sau de Costache Negruț, cine a mai scris-o pe acolo. O citea ca pentru o carte de istorie pentru el. Și interesant este că omul ăsta nu a abandonat momentul să-L întâlnească pe Hristos. Nu a abandonat momentul să-L întâlnească pe Dumnezeu în viața lui, să-și umple golul care îl avea în inima lui. Și interesant este că Dumnezeu din cer a văzut, și ce a văzut? Dorința lui. A văzut efortul lui, a văzut determinarea lui că să-L întâlnească pe Dumnezeu. Mulți oameni dintre noi sunt frustrați și cumva îl judecă. Deci nu avem niciun drept, noi nu avem drept să-i punem întrebări lui Dumnezeu, dar uite să-L mai judecăm. Mulți oameni spun, Doamne, dar dacă existi, Doamne, de ce nu vorbești, Doamne, Doamne, știi? Dumnezeu, noi am vrea să știm mai de Dumnezeu așa că există, că există, că Domn, da, e Dumnezeu undeva pe acolo. Dumnezeu, în puternicia lui și în înțelepciunea lui, a hotărât ca oamenilor, datorită păcatului, să se descopere progresiv, câte un pic. Prima dată trebuie să crezi că există Dumnezeu. Și interesant este un cuvânt, aș dori să vă citesc toți din cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt care apostolul ne spune în Ioan în capitolul 7. În Ioan în capitolul 7, versetul 17, spune un cuvânt foarte interesant acolo, cuvântul Domnului. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. A spus că dacă vrea cineva să creadă în Dumnezeu, dacă vrea cineva să-L urmeze pe Dumnezeu, după aia va ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu. Asta a făcut famenul. El nu-L cunoștea pe Dumnezeu adevărat. Nu cunoștea pe Dumnezeul care i-a dat viața, ființa și mișcarea. Dar a fost interesat. Omul ăsta a vrut să-L cunoască. Și pentru că a vrut să-L cunoască, a crezut că există. Și pentru că a crezut că există, s-a dus acolo să se închine. Nu l-a întâlnit între aia patru pereți. Aia care ar fi trebuit să-i propună, să-L ajute să-L înțeleagă pe Hristos, au avut și minusurile lor. Dar interesant că famenul ăsta nu s-a uitat la oameni. Nu s-a uitat la minusurile care oamenii din jurul lui le aveau și erau de condamnat în vremea respectivă. Oamenii de la templu ce s-a întâmplat acolo erau de condamnat. Am fi putut spune, Doamne, ăsta a avut dreptate, te-a spune, Doamne, vezi, eu ne-am luat concediu, nu știu dacă eu dat concediu cu plată sau fără plată. M-am expus riscului să fiu jefuit, să vii din Etiopia până în Israel, undeva aproximativ vreo 2000 de kilometri. Aia nu-i facem așa, noi cu avionul 2000 de kilometri îi facem în 2 ore și 30 de minute, dacă nu bate vântul tare. Dacă bate tare, facem mai puțin. Și omul ăsta a durat timp să meargă cu căruța, cu trăsuca era căruța. S-o dat, avea o căruță, mai un pic, știu, un pic mai confortabilă. Dar cu carul, cu căruța a mers, nu a mers cu mașinile. Și putea să spună, Doamne, am fost acolo. Oamenii m-au dezamăgit. Tu nu te reprezintă pe tine. Putea spune, auzi, știi ce, Doamne, mi-a făcut datoria. Am vrut ca cumva să-mi împlinesc sufletul meu. Dar n-am putut, Doamne, că n-au avut cine să mi-l ofere. Omul ăsta a vrut să-L întâlnească pe Dumnezeul adevărat, el direct. Amin. Noi de multe ori am vrea să avem un Dumnezeu al oamenilor, un Dumnezeu cu mare mama, cu mare tata, cu mare vecinul, cu mare ăla. Nu e la Dumnezeul care mântuie. Dumnezeu vrea să fie Domnul și Stăpânul vieții mele. Asta vrea să fie El, ca să poți să renunți la păcatele mele. Și omul ăsta, famenul ăsta, a fost atât de interesat de Dumnezeu, că Dumnezeu știe ce a făcut? I-a răspuns. Dumnezeu i-a răspuns și a văzut dorința lui inimă, o dorință sinceră. Dacă Dumnezeu nu răspunde de multe ori oamenilor, știți de ce nu răspunde? Pentru că noi nu suntem sinceri cu asta. Dragi ascultători, vrem așa numai să știm că există Dumnezeu și dacă știm, Dumnezeu, omul ăsta, a văzut omul ăsta, care era un om bogat, super bogat, care avea toate posibilitățile și a văzut că omul ăsta era sincer și era, a văzut în dorința inimii lui că asta este la Dumnezeu capacitatea lui să treacă dincolo de cămașa mea, să treacă dincolo de haina dumitale și vede inima noastră. Și a văzut un omul ăsta dorința să-și umple golul din inima lui să întâlnească pe Dumnezeu adevărat. Și când a văzut asta și ce a făcut Dumnezeu, i-a trimis pe cineva care să-i vorbească. Însă nu s-a limitat numai la atâta omul ăsta. Când a început Filip să-i predice și să-i propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, a fost omul ăsta, la cât de învățat era ăsta, la cât de învățat era famenul eutiopian la vremea respectivă, a venit Filip. Nu știm câtă școală a avut Filip. Interesant, știm că Filip era omul lui Dumnezeu și când s-a dus Filip să-l abordeze și ce l-a întrebat, a spus că înțelegi tu ce citești? A spus că cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Interesant e că famenul ăsta știe ce a făcut? A spus că o poruncit să oprească carul. Și l-a rugat pe Filip să urce în car. Și ce înseamnă asta? Să te smerești. Să te smerești în fața lui Dumnezeu și să spui, Doamne, eu nu știu calea spre tine. Eu nu înțeleg bine cum trebuie să fac să ajung la tine. Dar vreau ca să-mi vorbești.
Noi de multe ori întâmplăm, dar cine ne vorbește? Putea să-i spună Filip. Trebuia să-l întrebe famenul pe Filip. Auzi, Filip, stai un pic, spune un pic, tu câtă școală ai? Eu sunt famen, eu sunt ministru de finanțe, știu teorema lui Pitagor, știu aritmetică, știu să fac fracții, știu să fac... Putea să-i spună, știa poate mai multe limbi, știa deja etiopiana, cu siguranță, încât s-a dus la Israel, știa și israeliana, era deja un fel poliglot, putea să-l întrebe pe Filip, auzi, dar tu ce școală ai ca să-mi explici? Omul ăsta era interesat de Dumnezeu și a spus că, auzi, l-a rugat pe ăla care, dacă facem o comparație socială, nu prea, Filip trebuia să-i fie undeva slujitorul lui, să-i care hainele pe acolo. Și a spus că, auzi, l-a rugat pe Filip să urce în car, să te smerești. Domnul Iisus Hristos a spus că dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea lui și să mă urmeze în fie, noi am vrea să-L urmăm pe Hristos, dar știți cum? Cu gândirea noastră, cu mofturile noastre, cu gândirea Domnului, să-L urmăm pe Hristos așa cum vrem noi. Și trăim în lumea în care trăim, știți cum? Fiecare credincios are Dumnezeul lui. Nu mai are nimeni pe Dumnezeul lui Israel sau Dumnezeul cerului care ar trebui să ne ghideze viața aceasta. Și Filip asta a făcut. S-a smerit în inima lui, s-a lepădat de sine, de poziția care o avea, de gândirea care o avea și a acceptat învățătura lui Dumnezeu dată printr-un om mai mic ca el, mai smerit ca el. În această zi, oameni buni, dacă poate sunteți în căutare de Dumnezeu și vă puneți întrebarea când vă culcați noaptea în pat, când vă treziți dimineața și spui, Doamne, dacă existi, vorbește-mi. Smerește-te înainte lui Dumnezeu. Acceptă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Noi de multe ori am vrea să ne vorbească Dumnezeu, dar când vorbește Dumnezeu în ultima instanță, câteodată ne mai rupe o mână, ne mai rupe un picior. Le spuneam acum într-o seară la frate la biserică, un coleg de muncă la un frate de-al meu din unde lucrăm acolo, îi spunea fratele meu despre pocăință. Că există Dumnezeu, omul ăsta, asta s-a întâmplat anul trecut. Colegul ăsta spune că, auzi, eu am citit niște cărți, spunea el, domnul ăsta, că am citit niște cărți filozofice, niște treburi, că a spus că Dumnezeu nu există. Că Dumnezeu există, ăsta tot îi spunea. A fost o discuție amicală, prietenească, colegială, nu cu scandal și așa mai departe, la care domnul ăsta necredincios și ce-a spus, auzi, dacă există Dumnezeu, a spus că să ne sărupă mână un picior ceva, el spune, domnul ăsta a spus. La care îi spune, auzi, tu ai spus treaba asta, o mai trecut ceva timp, a făcut o mișcare ceva greșită la muncă și a rupt piciorul. O stat în medical câteva luni de zile, că a avut o fractură mai agravată. Când s-a întâlnit apoi cu colegul și a spus, Dumnezeu există. Această zi, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, nu vă provoc să-L chemați pe Dumnezeu, să vă rupă Dumnezeu, cu Dumnezeu poate, dar nu asta e sensul Lui. Dumnezeu, El vrea să-ți salveze sufletul și nu e în interesul Lui Dumnezeu să-ți salveze sufletul, să-ți salveze sufletul. Să-ți salvezi sufletul este în interesul dumitale, că într-o zi toți oamenii vor sta în fața scaunului de domnie să primească răsplata pentru binele sau răul care l-a făcut când au trăit în trup. În această zi ne uităm la famen că omul ăsta a fost un căutător de Dumnezeu, dar sincer, a fost un căutător de Dumnezeu, dar care a renunțat la gândirea lui, a renunțat la bagajul lui de cunoștințe și a spus, Doamne, eu sunt gata să fac ce-mi spui Tu. Și când a început Filip să-i propovădească, nu știm cât a mers în car, nu știm cât a predicat acolo. Dar interesant este că la un moment dat i-a spus despre botezul în apă, care trebuie luat botezul în apă. Cuvântul Domnului spune că nu, cum spunea și fratele Nicu înaintea mea, nu botezul în apă ne iartă păcatele. Botezul în apă este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Eu când iau botezul în apă, eu certific că eu am avut o naștere din nou și Dumnezeu a venit în viața mea. Dacă să poți să mergi să faci botezul în apă, tu trebuie să crezi că Dumnezeu poruncește lucrul ăsta. Că nu este o opțiune, că nu este la îndemână cuvea, că nu este ideea cuiva. Botezul în apă este o poruncă pentru toți oamenii. Și la un moment dat, când eu știu cât te predica Filip, când ăsta vede apa, famenul, știi ce spune? Uite apa, încă asta îi spune. Încă famenul îi spune lui Filip, auzi Filip, uite apa. Filip era concentrat cu predica lui, nici nu se gândea să-l botez atunci. Interesant este că a spus că, auzi, dacă crezi, se poate. Acum credința, frate, eu cred că Filip, când a spus că crede, el nu a fost numai o credință, domnule, cred numai într-un ritual, am intrat în apă și am ieșit și după aceea îmi văd de drum mai departe. Interesant e că famenul a fost atât de determinat să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să-l împlinească și mai departe. Știți de unde înțeleg treaba asta? Pentru că după ce famenul a luat botezul, spune că au coborât în apă și l-au botezat, famenul, știți cum și-a continuat drumul? Plin de bucurie. Și aia i-a împlinit golul din inima famenului. În această zi, dacă poate cineva să umple golul din inima unui om, și cine este? Dumnezeu. Amin. Dacă poate cineva să rezolve problema sufletului nostru. Hristos, când a venit în lumea noastră, oameni buni, nu a venit să rezolve problema socială a omenirii.
Uitați-vă în cuvântările Domnului Iisus Hristos, nu s-a ocupat de partea socială deloc, nici nu a vrut că le-a dat într-o zi mâncare ca să nu leșene, să nu râdă diavolul de lucrarea lui Dumnezeu. Dar în rest, nu a avut treabă cu partea socială, nu a făcut politică, nu a avut treabă cu nimic, el le-a vorbit Hristos, rezolvă-ți problema sufletului, că sufletul este important înaintea lui Dumnezeu. Nu contează că ești bogat sau sărac, că ești sănătos sau ești bolnav, înaintea lui Dumnezeu, sufletul nostru contează și sufletul se rezolvă prin iertarea de păcate, prin renunțarea la trecutul nostru păcătos și să-i spui, Doamne, eu aș vrea să te urmez și eu, dar nu cum vreau eu. Aș vrea să mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și să renunț la trecutul meu, famenul. Famenul a fost omul care s-a smerit. În această zi sunt atâția de mulți oameni care ar vrea să-L urmeze pe Hristos, dar nu vor să renunțe. Nu vor să iei crucea lui Hristos, nu vor să-și asume numele de copil al lui Dumnezeu. Crucea când o purtăm, fraților, când imaginează-ți să ai o cruce în spate, să ai o cruce. Nu credeți că eu pus Hristos să poarte o cruce de aia așa minusculă. Crucea, să o luăm fizic, o cruce, dacă e o cruce mare, cu aia nu prea poți să fugi și să mergi unde vrei tu. Crucea se limitează viața, se limitează activitățile. E o îngrădire care Dumnezeu ne păzește de lumea păcătoasă. În această zi noi am vrea să, mulți ar vrea să urmeze pe Hristos, dar fără cruce, fără nicio limită, fără nicio renunțare la ei. Că așa îl înțelegem noi pe Hristos. Dumnezeu vrea să-L înțelegem cum vrea El să-L înțelege. Famenul a vrut să-L înțeleagă pe Dumnezeul adevărat. S-a dus acolo într-o zi, acolo la templu, la Ierusalim și nu l-a găsit într-o clădire făcută de mâini omenești. Pentru că Dumnezeu nu este asemenea la aurului sau argintului. Dumnezeu l-a făcut pământul și marea. Și interesant este, spune cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că a rânduit o zi când va judeca lumea cu dreptate. Știți prin ce bază va judeca lumea? Pe baza cuvântului său. Dacă până astăzi n-ai auzit că trebuie să te lepezi de sine, de tine și să-L cauți pe Dumnezeu cu sinceritate, ca Dumnezeu să-ți vorbească, tu de astăzi te-ai expus judecății lui Dumnezeu, că Dumnezeu ți-a spus. Dacă tu până astăzi n-ai știut că trebuie să fii sincer cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să-ți vorbească, din după masa aceasta, dragi ascultători, suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu că am auzit cuvântul lui Dumnezeu. Și în ziua judecății nu vom mai avea nicio scuză înainte de Dumnezeu. Doamne, dar eu n-am știut că trebuia să renunț la mine. Doamne, eu n-am știut chiar trebuia să renunț la toate lucrurile mele păcătoase care le fac în ascuns, care nu știe nici mama, nici tata. Doamne, eu n-am știut că trebuie să renunț să fur. Doamne, eu n-am știut că trebuie să renunț la relații neîngăduite. Doamne, eu n-am știut că trebuie să renunț la curvie. Doamne, eu n-am știut că trebuie să renunț la înjurat. Doamne, eu n-am știut că trebuie să mă lăs de furat. Doamne, eu n-am știut că trebuie să iau botezul. În după masa asta știi. De astăzi intri sub judecata lui Dumnezeu. În această zi mă rog ca cuvântul ăsta să nu ne slujească de judecată în ziua aceea, ci mă rog ca să ne slujească pentru viața veșnică. Dacă să slujească pentru viața veșnică, tu trebuie să-L cauți pe Dumnezeu, să crezi că Dumnezeu există, dar să-L cauți din toată inima ta. Să-L cauți sincer. Noi nu trebuie să înțelegem pe Dumnezeu când începem să-L căutăm. Noi trebuie să credem că El există, după care Dumnezeu începe să ne vorbească cu fiecare zi. Dacă Dumnezeu ne-ar vorbi omului de la început ce s-ar întâmpla în viața unui om de când se naște și până moare să-mi vorbească mie, Dumnezeu acum tot restul vieții care ar urma, nu am puterea în trupul meu să percep voia lui Dumnezeu în viața mea. Și Dumnezeu ne arată câte un pic ca să putem să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. În această zi, Emma cu Tabita au ales o zi în viața lor ca să poată să slujească pe Dumnezeu din dragoste. Cum spunea fratele Nicu, am stat și m-am gândit, frate Nicu, eu tot pe 1 iulie am luat botezul. Am făcut așa o retroperspectivă. În această zi, oameni buni, avem un suflet care nu e nostru. Viața în sine nu e noastră. Noi în vocabularul nostru avem așa un cuvânt care în general să-i folosim. A meu, casa mea, mașina mea, tot a meu. Oameni buni, nu avem nimic al nostru. Noi spunem că le avem așa, dar dacă le avem, le-o dat Dumnezeu. Viața nu e viața mea. De cei mai mulți oameni știe și ce spun, domnule, e viața mea, domnule, fac ce vreau cu viața. Dar de unde e viața ta? Că nu tu faci viața, Dumnezeu ne-a dat viața. Și dacă El ne-a dat viața, înseamnă că noi suntem al lui Dumnezeu. Și nu uitați, știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar asta spune cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu dă ploaie și peste bun și peste rău. Dacă noi astăzi beneficiem de ceva, beneficiem de bunătatea lui Dumnezeu, dar până într-o zi. Și ce spunea cuvântul lui Dumnezeu în Roman, capitolul 1, a spus că nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar prin împietrirea inimii tale, a spus că ți-a adună o comoară de mânie pentru ziua judecății a lui Dumnezeu. Cu fiecare zi care amâi să te împaci cu Dumnezeu. Cu fiecare zi care tu pui la îndoială existența lui Dumnezeu. Cu fiecare zi care tu spui, Doamne, Dumnezeu e bun și oricum o să ne ducă în rai. Cu fiecare zi care refuzi să-L primești pe Dumnezeu în viața ta,
tu inima ta se împietrește datorită păcatului. Și cu cât amâi mai mult, cu atât într-o zi judecata lui Dumnezeu va fi mai aspră. Dar noi nu trebuie să-L slujim pe Dumnezeu de frică, cum spunea și fratele Nicu, noi trebuie să-L slujim pe Dumnezeu din drag. Amin. Să renunțăm la noi. Pentru că Domnul Iisus Hristos asta a făcut chemare. Dacă voiește cineva să vină după mine, fetele au ales ele. Nu le-au împins nici fratele Gelu, nici sora Ramona, nici frații. Fetele într-o zi au ales ele să-L urmeze pe Hristos. Diferența dintre Dumnezeul cerului și diavolul, știți care este una dintre diferențele lui, dintre ei, că sunt multe. Dumnezeu propune și te îndeamnă. Alege viața sau moartea. Diavolul nu-ți dă puterea să alegi. Diavolul și îți spune, auzi, nu trebuie să alegi nimic, că tu ai, că tu ești meu, spune diavolul. Și rămâi așa cum ești, că ești bine, că oricum nu există nimic după aia. În această zi mă opresc cu cuvântarea mea din după masa asta. Dar atâta de mult mi-aș dori să ții minte că Dumnezeu răspunde omului sincer. Dumnezeu răspunde omului care își iese din limitele lui, își iese din confortul lui și nu se oprește la ce vede privirea. Vrea să-L întâlnească el pe Dumnezeu. În această zi, cum famenul l-a întâlnit pe Hristos, pe un drum pustiu, după masa asta și tu poți să-L întâlnești pe Hristos. Dar trebuie să faci ca și famenul. Să renunți la tine, să fii căutător de Dumnezeu și să nu te lași până nu-L găsești. Când îl cauți cu sinceritate, Dumnezeu din înaltul cerului îți vorbește. Mă rog ca în dimineață, după masa aceasta, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Dumnezeu să binecuvânteze frații, surorile, prietenii, ascultătorii care sunteți aici. Să fim conștienți că regulile ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu nu le-am pus noi. Nu le-au pus pocăiți, nu le-au pus nu știu cine, le-au pus Dumnezeu. Pentru că este Împărăția lui Dumnezeu. Și dacă le-au pus El, noi ca muritori, nu avem altceva decât să le împlinim. Atât. Noi trebuie să credem și să facem. Și pentru cei care ați fost acasă, n-aș dori să mai repet predica, credința înseamnă să începem să ascultăm de Dumnezeu. Nu e suficient să spun, Doamne, eu numai cred și atât. Famenul, el când a spus că au crezut, s-a dat jos din car și s-a dus la apă. A început să asculte de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Noi de foarte multe ori spun, Doamne, eu cred. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Un Iuda a spus că și dracii cred și știe? În fior atâta, cred. Dragii, crede prezența de existența lui Dumnezeu, ei cred și eu știu treaba asta. Dar numai atâta spus, băi, există Dumnezeu, la noi când plouă, nu când trăsnește mai tare sau fugere, mulți oameni, da, e glasul lui Dumnezeu, dar nu ne ajută numai la nimic, să ne speriem și atâta. Noi trebuie să credem că Dumnezeu există și să începem să facem voia lui Dumnezeu, renunțând la viața noastră păcătoasă, renunțând la viața noastră dubă și spunem, Doamne, aș vrea ca Tu să ne vorbești. Și Dumnezeu în bunătatea Lui și în dragostea Lui și ce face, vine și îți vorbește ție personal. Provoacă-L după masa aceasta pe Dumnezeu să-ți vorbească, spui, Doamne, dacă cartea asta Ta este adevărată și ce spun oamenii ăștia este adevărat, vorbește-mi și mie, dar spune sincer lui Dumnezeu. Spui, Doamne, aș vrea să-mi umpli golul din inima mea, care nu mi-l umpli nici munca, nici bani, nici posesiunile, nici poziții, aș vrea să-mi-l umpli Tu. Dar ca să vină Dumnezeu în inima ta, trebuie să fii deschis pentru treaba asta, să crezi în existența Lui și spui, Doamne, vino și ia viața mea în mâna Ta. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, cei care ne-am predat viața într-o zi în mâna lui Dumnezeu, să rămânem în mâna lui Dumnezeu. Și cei care încă nu v-ați predat viața în mâna lui Dumnezeu și nu l-ați întâlnit pe Dumnezeu, care iartă păcatele noastre și ne dă nădejdea vieții veșnice, după masa aceasta aveți ocazia să-L întâlniți. Mă rog ca Dumnezeu să fie peste viața dumneavoastră, peste familiile dumneavoastră și într-o zi, cuvântul acesta să ne ajute la mântuirea sufletului nostru și nu la judecata noastră. Amin.